Nu uitați să vă abonați la acest canal și la canalele din descriere. Hercai episodul 38. Un bărbat misterios o salvează pe Reian după ce aceasta a căzut de pe cal și și-a pierdut cunoștința. Tipul o duce la cabană, apoi îi trimite un mesaj lui Miran de pe telefonul ei, în care îi spune unde se află. Când Reian se trezește, cei doi găsesc un bilet adresat lui Miran în care îi se spune că cu cât va refuza să mai creadă minciunile lui Azize, cu atât va fi mai aproape de adevăr. Hazar merge și vorbește încă o dată cu Reian, își cere scuze pentru că nu a putut să îi spună că nu este fiica lui și îi zice că dacă vrea, o va ajuta să-l găsească pe tatăl ei biologic, însă Reian îi spune că nu vrea, până când va vorbi cu Zehra. Reian îi spune lui Miran că s-a îndepărtat de el fiindcă a realizat brusc că nu l-a iertat pentru ce a făcut și a fost foarte furioasă pe el. Miran o sfătuiește să îl ierte pe Hazar, spunându-i că el doar i-a ascuns adevărul ca să nu o rănească și să nu o piardă. Reian îl întreabă dacă renunță la răzbunare pentru ei și pentru iubirea lor. Miran o duce la Azize ca să audă și ia răspunsul lui. Azize este șocată când Miran îi spune fără să ezite că renunță la răzbunare pentru că a înțeles că nu are pentru ce să se răzbune pe Hazar. Reian este foarte fericită. Miran îi spune că restul vieții îl va dedica ei și fericirii lor. După aceea merg împreună la Hazar. Reian îi spune că doar el este tatăl ei, iar Miran îi spune că a renunțat la răzbunare. Hazar îi promite lui Miran că va afla cine i-a ucis părinții. Cihan și-a dat seama că Azize nu se răzbună doar pentru Mehmet, ci are altă problemă cu ei. O întreabă pe sultan ce știe despre trecutul ei, fiindcă el nu a putut să afle nimic, iar ea îi spune să o caute pe cumnata lui Azize, Fusun. Fiindcă Hazar este hotărât să se mute, Handan și Cihan o pun pe Yaren să-și ceară scuze de la el și de la Reian. Yaren refuză, iar atunci Cihan îi spune să plece ea și să nu se mai întoarcă niciodată. Yaren pleacă împreună cu Harun, dar promite că se va întoarce și îi va face pe toți să regrete. Elif este foarte supărată pentru că a realizat că Azat încă o iubește pe Reian și câteva zile nu iese din cameră. În cele din urmă, Azat și Miran hotărăsc că este mai bine să divorțeze. Azize vrea să-și încheie singură răzbunarea, să îl ucidă pe Hazar, apoi să-i spună lui Miran că a fost tatăl lui și lui Nasur cum a început răzbunarea ei. Merge la conacul Sadoglu cu oamenii ei înarmați și fiindcă Nasur și Hazar sunt plecați din oraș, îi spune lui Cihan să îi aducă, altfel îl împușcă pe Azat. Handan trebuie să nască, dar Azize crede că minte și nu îi lasă să o ducă la spital. Chiar atunci apare poliția și le spune că Elif s-a sinucis. Nu uitați să apăsați pe abonează-te pentru mai mult deliciu turcesc!